Comuna Glodeanul Siliștea se află în extremitatea sudică a județului Buzău, la limită cu județul Ialomița, în câmpia Bărăganului. Ea este traversată de drumul județean 102H, care o leagă spre nord-vest de orașul Mizil și de comuna Glodeanu Sărat, iar spre sud-est de comunele din nordul județului Ialomița, terminându-se în drumul național 2C la Miloșești. Am stat de vorbă cu locuitorii comunei Glodeanu Siliștea, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa primarului, așa că ne-am hotărât să-l cunoaștem. Am aflat că lucrează pentru binele comunei de 8 ani și a venit cu inovație în multe domenii de activitate, dar o atenție sporită a acordat-o educației. Primele proiecte au fost reabilitarea școlilor din comună, pentru că le-am găsit într-un moment foarte urât, demolate, abandonate, copiii se chinuiau în serii, dimineață după amiază, pentru că nu aveau spații suficiente pentru învățat. Într-un final, aceste școli au fost reabilitate cu bani de la bugetul local și din fonduri europene. Acești bani n-au însemnat numai reabilitare, ci și dotare și, în ultimul rând, înființarea și activul în teren sintetic de sport în preajma fiecărei școli, pentru ca copiii să-și poată desfășura și activități fizice care, în ultimul timp, copiii, tineretul din ziua de azi, nu prea le mai practic. În acest lucru încercăm să-i stimulăm. Primarul a pus la punct și sistemul de alimentare cu apă prin fonduri de la Ministerul Dezvoltării, dar și o stație de tratare a apei pentru ca aceasta să devină potabilă. Tot în acest timp am reușit să înființăm și un sistem de canalizare apă uzată în satele Glodeanu, Siliștea, Cotorca și Satul Nou, sistem care s-a finalizat în 2019, fiind recepționat în momentul de față, demarăm branșarea cetățenilor la acest sistem. Un alt proiect care este foarte important pentru comuna noastră este infrastructura rutieră. Suntem o comună cu drumuri foarte multe în cele 8 sate ale comunei, în jur de 60 de kilometri de drumuri intravilane, greu de gestionat, dar am reușit ca niciun drum din aceste 8 sate să rămână nepietruit. Deci toate drumurile au fost pietruite în mai multe rânduri, circulându-se, indiferent de condiții, bine. Mai mult de atât, începând cu 2019, am demarat un proiect de asfaltare a acestor drumuri, reușindu-se până în prezent să asfalteze 2 km din cei 12 propuși, urmând în anul 2020 să terminăm acest proiect. Tot ca și infrastructură rutieră, s-au asfaltat 12 km pe drumul județean 102H, în parteneriat și cu ajutorul Consiliului Județean Buzău. În ceea ce privește siguranța locuitorilor, primarul a găsit soluții moderne care să aducă liniște în comună. În diverse rânduri îmi solicitau că e întuneric pe stradă, le e frică de hoți și am decis să modernizăm acest sistem, pe care am și reușit în toate satele componente ale comunei, cu 1500 de lămpi cu LED, deci asigurând lumină pe tot timpul nopții în toate satele componente. Tot pentru siguranța cetățenilor am reușit să înființăm și un sistem de supraveghere video prin înființarea a 25 de camere de-a lungul drumului județean în toate satele comunei Glodeanu Siliștea, la fel pentru a intimida vandalismul, spargerile, furturile din această comună. Primarul a găsit de cuvință să modernizeze și piața agroalimentară din comună. Pot să vă spun că în momentul de astăzi această piață este terminată 100%, modernă, unde vom încerca ca comercianții care vin în comuna Glodeanu Siliștea în ziua de marți, când este târgul săptămânal, să vină în această piață, să nu mai fie pe șosea unde trec animale, e praf și nu sunt condiții optime pentru comerț. Totodată, pentru primăria Glodeanu Siliștea, am reușit să achiziționăm și un număr de utilaje fiind necesare pentru buna desfășurare a activității primăriei. Mă refer la achiziționarea unui buldo excavator, a unui tractor cu bota, a unei vitanje de 5.000 de litri, pentru că cetățenii în ultimul timp s-au modernizat și au construit băi, bucătării și trebuiau să deverseze apa uzată și trebuia să-i ajutăm în acest sens. Am reușit să achiziționăm și o auto specială PSI, la fel pentru a veni în sprijinul cetățenilor în caz că apară incendii de tot felul. Tot pentru cetățenii comunei Glodeanu Siliștea am reușit să înființăm o moară de mălai și un uluitor de cereale. Noi aveam unul existent în satul Cotorca, dar printr-o hotărâre judecătorească, fostul proprietar a câștigat acest drept și a fost nevoit să-l demolăm
cetățenii rămânând fără acest uruitor și erau nemulțumiți. După ce am realizat toate acestea, în Comuna Grodeanu-Sliștea mai era nevoie și de lucruri mai de actualitate, gen fibră optică, pentru că cetățenii, unii erau racordați la antene satelit, alții la cablu, o parte erau, o parte nu erau și am reușit cu firma RCSRDS să racordăm toată comuna pentru a avea telefonie, internet și televiziune. Nu au fost neglijate nici activitățile de relaxare și petrecere în comună, așa că primarul a găsit o soluție care aduce populației zâmbet și stare de bine. Începând cu 2014, am reușit să înființăm și ziua localității Glodeanu-Siliștea la propunerea mai multor cetățeni, pentru că toate comunele vecine nouă aveau această sărbătoare, mai puțin noi. Își puneam întrebarea, dar de ce noi nu avem? Trebuie să mergem în alte localități pentru ca măcar o dată pe an să vedem și noi un interpret, să auzim o muzică. Am reușit și acest lucru. În ultimul timp suntem în proces de cadastrare a terenurilor extravilane, iar un lucru foarte bun pentru cetățeni, pentru ca fiecare să știe exact unde și are proprietatea în această comună. Primăria Grodeanu-Siliștea a mai ajutat și ajută în continuare și echipa de fotbal a comunei prin diverse modalități, financiar, echipament, cu bază sportivă, la fel pentru ca tineretul să îndrepte către sport. În domeniul sănătății s-a impus o modernizare a unităților medicale existente în comună. Am reabilitat spațiul de la Pensarul Văcăreasca și înființat spațiul servicii medicale în satul Glodeanu-Siliștea. În acest sens, noi mai avem depus un proiect la Ministerul Dezvoltării, un proiect mai vechi de la conducerea dinaintea primăriei, pe care așteptăm finanțare pentru a înființa un spațiu medical mult mai mare și mai eficient pentru locuitorii din comună. Am aflat și ultimele detalii despre infrastructura rutieră din comună, dar și despre alte proiecte care sunt în desfășurare. În prezent suntem în derularea unui proiect de modernizare a drumului rural, așa cum vă spuneam și mai devreme, reușind în acest proiect să asfaltăm în jur de 2 km pe 3 străzi din localitatea Glodeanu-Siliștea, urmând ca acest proiect să se finalizeze în cursul anului 2020, până la 12,1 km. Tot un proiect care este în derulare în Glodeanu-Siliștea este construirea unui cămin cultural. Am solicitat acest lucru pentru că niciun sat din comună, toate căminile existente sunt foarte vechi, depășite din orice punct de vedere. În acest moment suntem în licitație prin CNI pentru atribuirea lucrării. Deja avem obținută finanțarea pentru acest obiectiv în jur de 1 milion de euro. Pentru viitor mi-am propus o serie de proiecte pe care dacă le propun vreau să le și realizez, așa cum am propus și alte obiective și s-au realizat în mare măsură cu mici excepții datorită schimbării legislației sau alte motive întemeiate, așa și celelalte proiecte care le promit vreau să mă țin de cuvânt să le realizez. În primul rând, a vrea să înființăm încă un sistem de canalizare în satele Cârligu Mic, Cârligu Mare, Văcăreasca, Casota, Corbu, pentru că și acești cetățeni sunt tot ai noștri, deja au și ei apă, au gaze și vor să aibă și canal. Deja noi am realizat studiul de fezabilitate, ridicările topo, urmează să obținem finanțarea, să dăm drumul la treabă și la acest proiect. Un alt proiect este modernizarea prin asfaltare. După ce terminăm primul proiect de 12 km, cum v-am spus mai devreme, ne-a mai rămas un rest de drumuri în jur de 10 km, adică pentru a închide toate drumurile comunale, sătești, pentru a fi asfaltate. La fel, suntem în stadiu SF. Pentru tinerii din comună și elevii de la școală, construirea unui sal de sport. Noi în comună am avut o sală de sport, dar în ultimul timp s-a degradat, nu mai
făcea față condițiilor actuale. Terenul avem liber la dispoziție. Suntem la fel în discuții cu Compania Națională de Investiții pentru realizarea acestui obiectiv. Tot spre bucuria tinerilor din comună se va înființa și un parc pentru copii. Totul este pregătit, urmează ca din bugetul local pentru anul viitor să fie demarat acest proiect. Urmează de asemenea înființarea unui teren sintetic și în zona Cârligu Văcărească. Tot în zona Cârligu Mare există un cămin cultural din anul 1962, care în urma expertizelor făcute nu mai necesită nicio reparație, nu se mai poate face. Vrem să-l demolăm și să construim niște spații, servicii pentru o secție de votare, organizarea unui mic eveniment pentru locuitorii din zonă. Un alt proiect este construirea de trotuare în satele Glodeanu, Stiliștea, Cotorca, Satul Nou. De ce doar în aceste sate? Pentru că aici deja sistemul de canalizare s-a finalizat și trotuarele se pot pune pe tapet acum. În celelalte sate, dacă le-am realizat acum și venim cu canalizarea, deja le distrugem după aceea. Aceste trotuare sunt necesare pentru siguranța cetățenilor, pentru a nu mai circula pe drumul județean, care în ultimul timp este foarte circulat la noi prin zonă, făcând legătura între Constanța, pentru circulă multe camioane spre portul Constanța din toate regiunile țării. Ce vrem să mai îmbunătățim este automatizarea forajelor la sistemul de apă din Glodeanu Siliștea și înființarea a câte unui cămin de vană pe fiecare stradă, pentru motivul că atunci când va fi o defecțiune la un branșament, la un cetățean, să nu se mai oprească apa pe tot sistemul, să fie afectați toți cetățenii. Să oprească din capătul străzii, să-l remedieze defecțiunea celui afectat. De asemenea, dalele din beton din fața centrului primăriei vor fi schimbate, dat fiind faptul că în ultimele ierni sara de pe carosabil l-a afectat, dar foarte important, un alt obiectiv în următorul mandat al primarului, care nu s-a putut îndeplini până în prezent din cauza bugetului limitat, va fi și reabilitarea căminului din satul Cotorca. Pe lângă acestea, primarul a dat asigurări că vor apărea constant noi propuneri și noi idei menite să ridice confortul populației din Glodeanu-Siliștea.